mijloc de vacanță, iar dacă cineva dintre voi încă nu a găsit o activitate care să-i ocupe timpul, alegeți sportul, evident. E bine pentru sănătate, dezvoltă starea noastră fizică, psihică și, în general, sportul e de bine. Pe această cale vă îndemn să fiți foarte activi și în continuare și să faceți cât mai multă mișcare ca să creșteți puternici și voinici. Asta, să știți că fac și prichindeii care s-au înscris la antrenamente de tenis de câmp, un sport tot mai popular în rândul celor mici. Dacă vreți mișcare adevărată, tenisul de câmp sau sportul alb, cum mai este numit, este cel mai potrivit, iar copiii pot să-l practice de la o vârstă fragedă. Copiii putem aduce când copilașii deja înțeleg, ascultă antrenorul, de la 3 ani jumate, unii copii 4 ani jumate, depinde deja de copil, cum înțelege. Tenis este da. Человек играет ракеткой с соперником. Для теннис требуем мерил кипил, потому что если мы не ловим на... Если мы не ловим на вес. Требуем нечто палетика с пылеч миджи. Сбор с дрету колу. Dar până ajunge să lovească mingiule cu racheta, puștii trebuie să treacă peste etapa de încălzire. Antrenamentul încep cu încălzirea, 10-15 minute le dau exerciții la coordonare, la picioare, să se dezvolte nu numai fizic, dar și să aibă o coordonație bună în mișcări. Facem încălzirea mai întâi, apoi lovim mingea pe cerc și lovim mingea așa. Mi-a aflat partea cea mai mult, îmi place când jucăm tenis și e foarte distractiv să joci tenis. Stop! Играть в теннис нужна ракетка и мяч. Это способ, чтобы хорошо держать ракетку. А у тебя какая ракетка? Розовая, белая, красная, синяя. Iveta e plină de energie, iar când ajunge pe teren, are un singur... Copiii care vor să facă sport de performanță, e indicat să înceapă antrenamentele cât mai devreme. Loviturile și mișcarea în teren se învață cam într-un an, iar în următorii 10, puștii trebuie să fie mari campioni. La cei 7 ani, Maxim respiră prin toți porii tenis de câmp. De fiecare dată, pe teren, depune mult efort, dar știe din plin și să se bucure de rezultate. Am fost la două competiții și am câștigat locul 3. Pentru a face tenis de performanță trebuie de luat și lecții individuale cu antrenorul în parte și în grupă. Și antrenamentele pe săptămână se măresc până la 5-6 ore pe săptămână. Cu copiii este amuzant a lucra, ei sunt micuți, încă de care de-abia merge, de-abia ține echilibru, dar încerc deja să facă mișcări frumoase, să bată mingea. Regulile jocului sunt destul de simple, iar Goșa le-a reținut încă de la primele antrenamente. Timp de 2 ani face același lucru aproape zilnic și totuși pare că nu se mai satură niciodată. Если за линию выйдет, тогда аут. Да. Если два раза мяч упадет, тогда тоже аут. Теннисе, когда играешь, спотеваешься, мышцы сильнее становятся. Дезволта тоте аппараты локомоторичи, дезволта форца, реакция витеза, копии дивин май резистенц ла калдура, дивин май активен вятен.